stai. Dacă nu dai acum pe butonul de like și nu te abonezi cu clopoțel, o să ai 10 ani de ghinion, așa că eu zic să... Dați like la The Marius. Salutare toată lumea, eu sunt The Marius și bine v-am găsit la un nou episod pe acest meu canal de YouTube. Și, brodere, bine ai venit la magazinul meu. Am aici pe tarabă... ori dai like, ori nu vezi clipul, știi ce zic? Și, nu, tu trebuie să dai like sau nu vezi clipul, gen. Și, na, eu aștept încă să dai like, eu încerc să vă mai trag de timp, dar văd că tu nu dai like, brodere, și, da. Uite, vezi, o da like, bro. Da, uite, vezi că cel din spatele tău nu o da like. Vezi că mă uit pe toți, eu mă uit la toți băieți, dați like în momentul de față, altfel nu vedeți nimic. Așa băieți, așa, bravo, mulțumesc băieți de like-uri. Bine ați venit la un nou episod pe acest meu canal de YouTube. În acest episod, de exemplu, o să vă explic și o să nu căutăm, că e greu să căutăm băieți. Ăsta încă nu merge băieți, ăsta încă nu merge. Dacă știți, bă, scrieți în comentarii, nici vouă nu vă merge ăsta cu prietenii. Scrieți în comentarii băieți, că mie nu merge. Adică nu înțeleg, ce fac greșit băieți aici, că mie nu merge ăsta, nu înțeleg. Scrieți în comentarii dacă vouă merge. Bun, știți că nu, în jocul ăsta sunt mai multe mape, avem aici, nu, lasă-le așa, avem spin ăsta, avem, știți, recunoașteți fiecare mapă, o să mai fie adăugate niște mape mai speciale în fiecare săptămână a jocului, doar ca să le testez, să vezi cum este, știți că... Când aveai hack pe StumbleGuys, puteai să unești două mape între ele. No, cei de la StumbleGuys ăștia noi au zis da, idee tare și au zis că hai să facem fiecare săptămână câte o mapă din asta nebunie și îs limitate, ok? Dar ce nu știți voi este că o să mai fie o mapă de genul ca ca bloc de și cu lasere. Mai este o mapă combinată între, vedeți, a doua, ăsta, Tile Fall, de fapt nu e combinație, e o mapă nouă, gen, o să fie genul cu Tile Fall ăsta și o să fie un tentacul care vine să te prindă și tu trebuie să te ferești. Ați prins ideea? Gen, o să fie pătrățele din astea pe jos, multe, și cum funcționează? Foarte multă lume o să se miște pe aceste pătrățele și un tentacul din când în când vine și prinde pătrățelul. Și dacă e să te prinde, e destul de rapid, și dacă e să te prindă pe tine, pici. Adică o să se ducă pătrățelul ăla. Înțelegeți? No. Și o să fie cât mai puține pătrățele și, na, cine supraviețuiește e șmecher. Dar asta vreau să vă explic, că o să fie gen tip, Tidefall ăsta, cu pătrățele de genul. Și o să fie un tentacul din ăsta de caracatiță care, bum, vine, ți-o lua pătratul, bam, ți-o lua pătratul, înțelegeți? Deci cam asta o să fie o mapă nouă, pentru că, bă, e zeu, bă, când caut idei, bă, numărul 1, n-am ce să zic. Dar chiar, dacă sunteți youtuberi și vedeți pentru prima oară, nu, deci dacă sunteți youtuberi și... Vă uitați acest clip pe care l-am lansat eu în această duminică, scrieți în comentarii ceva. Să văd dacă se uită youtuberii la mine, bă. Și cred că se uită, bă. Bine, glumesc. Ok. V-am explicat cum o să fie mapa. De exact cum o să fie ăsta, stați că o să intru aici să vă arăt mai în detaliu cum șterg astea, bro. Dacă am uitat. Una. Ok, așa, create. Bun. Hai să dăm play. Ok, și o să vă explic acum mai pe viu cum ar veni, știți ce zic, băieți? Bun, vă mulțumesc pentru toate mesajele și like-urile pe care mi le oferiți în ultimul timp, mulțumesc pentru că vorbiți cu mine prin comentarii, pentru că, ca să fiu sincer cu voi, pe mine mă ajută să lăsați acolo un comentariu, pentru că, bă, când mai mă, nu să zic că mă plictisesc, când, bă, vreau să văd ce mai ziceți și voi, ce povești mai aveți voi, mă uit în comentarii, băieți, și chiar mă simt bine să văd comentarii multe și like-uri și chestii, îmi face ziua mult mai bună, băieți, credeți-mă. Deci vă mulțumesc, mulțumesc. No, uite, vedeți cum îs pătratele astea, bine, dar nu o să dispară că te atingi tu și trebuie să cauți alea greșite. O să fie toate galbene și o să stai așa, știi? Și o să aștepți. Și un tentacul din apă o să vină pe tine, bro, știi ce zic? Hai să vedem, mai merge bugul ăsta. Nu mai merge, bro. Aici era un bug. Hai că mai merge dacă e. Hai că mai merge dacă e. Hai să batem și noi pe brotherii, să le arătăm care e șeful. Boom! Le-am dat un pumn la toți o nebunit în internetul.
Ok, ia, boom. Ok, ok. No, no, brother. Nu. Ok, și eu trec pentru că zeu. Ok. Tepu, brother. No, și cam asta o să fie ideea mapei. Vreau să-mi scrieți în comentarii părerea voastră, gen, opriți chiar acum videoclipul sau lăsați-l să continue și scrieți în comentarii, bă, Marius, mie place ideea, mie nu-mi place ideea, scrieți chiar acum, gen, toată lumea care se uită acum în momentul de față la acest videoclip, scrieți în comentarii dacă vă place sau nu ideea. Bă, și ăsta nu știu ce să-i fac, băieți. Aveți explicații ce să-i fac la ăsta? Nu merge, băieți. Loading in fights. Ok, hai să așteptăm puțin. Poate o să-și revină. Dar asta era instant, parcă, nu? Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Ok, asta este destul de ciudat. Și Istanbul PES-ul deja se schimbă în 25 de zile. Vă dați seama ce repede se schimbă. Oh, și aici o modificat. Vedeți că băieții nu se joacă cu update-urile. Și... na, ia... Răut. Ok, sper că ați scris în comentarii. Nu fulu, văd că ăștia au făcut ceva colaborare cu Stambulul, auzi, cu fotbalul american. Dacă nu știați, aici este boom. Și mecheria asta. Și încă o dată, nu mai puteți să vă băgați gemuri cu hack pentru că vă luați bani instant. Înainte, de ce nu-ți luai bani când jucai cu hack? Pentru că cei care aveau hack-ul erau prieteni cu cei care aveau Stumble Guys înainte și de asta cei de la Stumble Guys nu făceau ceva în privința hack-ului. Deci, da, ca să vă, de asta vreau să vă zic, acum ăia nu mai sunt prieteni cu nimeni și hack-ul se cam duce, băieți. Dar poate, nu, cine știe, dar oricum un hack mereu o să fie riscant pentru fiecare. Și uitați, ca să vă mai dau un exemplu de mapă, ca să fiți siguri cum o să fie, gen... no, o combinație între Titanfall ăsta și ok, și ăsta. Vedeți că o să fie și apă de desubt. Gen, exact. Deci nu uitat, bine, că tot o să fie ca Titanfall, pătrate din alea galbene, nu verzi sau roșii, gen galbene din alea pătrate, doar că în stilul la bombardament ăsta. Știți? O să dispară câte un bloc, vine un tentacul din apă, îl ia și tot așa. Gen, o să na, o să apară foarte multe mape în ultima vreme, pentru că sunt o tonă de idei și eu am o grămadă de idei de mape. Eu dacă m-aș duce la cei de la Stumble și aici, bă, am mapele astea în cap, păi cred că m-ar face direct admin, ești nebun. Am la idei pentru jocul ăsta de nebunește internetul, dar bine că nu mă duc să le schimbă, mai bine să se bate ei capul. Că, no, uite, vedeți, o să fie tot așa, apă și pătratele mult mai mari, adică ca alea galbene de pe Titanfall. Tile ăla fol. Așa. No, și o să dispar, o să iasă așa un tentacul cu mirechinul ăla, o să fie un tentacul, o să-l ia și tot așa. Știi ce zic, băieți? Este foarte simplu, deci, ca să vă dați seama. Bun. Bă, cam asta am vrut să vă explic. Scrieți în comentarii. Dacă nu sunt până aici, scrieți repede unul în comentarii, repede. Așa, doar pentru cei care au ajuns până aici. Eu am fost de mai sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și noi ne auzim desigur data viitoare. Pa, pa!